Pietrele la rinichi sunt ca niște pietre în pantofi, adică te fac cumva să te simți incomod și vrei neapărat să le elimini sau să scapi de ele cât mai curând posibil. Acestea pot provoca durere, dar și alte probleme de sănătate. Cum putem reduce riscul de a dezvolta? De ce apar? Ce sunt ele? Care sunt simptomele? Dar și când trebuie să ne adresăm medicului? Aflăm de la medicul urolog Vasile Botnari. Bine ați venit în platoul Telemagazin! Bine, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă aceste pietre? Că prețioase nu le putem spune. Păi prețioase nu sunt, dar pentru cel care le are, simte cât de deranj, cât de prețioase ar putea fi dacă nu le-ar avea. Nu le-ar avea, exact. Da. Pietrele rinichi, sau cum se mai spune medical, uroliteaza, este o patologie destul de des întâlnită. Practic este a doua patologie urologică care se întâlnește după infecțiile urinare. Pentru țara noastră este o problemă destul de mare și destul de importantă, pentru că suntem o zonă specific, putem spune, numi endemică pentru urolitează, în special nordul, sudul Republicii Moldova, în legătură cu calitatea apei. Spre fericirea noastră, în ultima perioadă, toată lumea începe a consuma apă din filtru sau o procură de la magazin, deci avem o apă cât de cât mai calitativă, dar anterior, ani înainte, când nu era acest obicei, toți consumeau apă de la peduct sau din fântână, unde conținea o cantitate mare de flori, de săruri, care, rinichii fiind de fapt un filtru, care filtrează sângele și elimină toate substanțele nocive, acest filtru, hai să vorbim așa mai simplu, se bate cu săruri și la un moment dat se formează nisip, apoi nisipul acesta se unește, se formează niște cristale, cristalele cresc până la formare de pietre în rinichi, care deja trebuie de intervenit careva metode chirurgicale, medicamentoase sau instrumentale. În funcție pentru deja de gravitate. Exact, pentru a le elimina. Eu sunt, nu știu cum așa, într-o ipoteză sau într-o, nu știu dacă aș putea să zic, într-o părere din asta, că pietrele nu doar din apă, deși noi suntem formați în mare parte din apă, adică corpul uman, dar totuși mai sunt și alți factori pe lângă apă. În primul rând, consumul sporit de lichide. Un aport hidric adecvat pentru fiecare organism este un factor important în profilaxie uroliteazei. Bineînțeles, sunt careva factori genetici care nu îi putem schimba. Dacă este o anomalie genetică la un nivel de careva enzime și ea poate fi transmisă genetic din familie în familie la descendenți, atunci este tot un factor predispozant. Este o problemă. Este o problemă. Pentru că sunt anumite dereglări la nivel de enzimatic, la nivel de careva mecanisme care biochimice interne care duc la formarea de pietre. Înțeles. O altă cauză este regimul alimentar. Bineînțeles, toți știu că la noi fiecare îl place să mănânce bine, cărniță cu un pahar de vin la masă sau cu aportul de proteine animale în cantitate mare, în special carne, este un factor predispozant pentru dezvoltarea de urolitează urică sau se formează niște calculi urați, care este tot destul de des se întâlnește, în special la persoanele cu obezie sau cu un consum sporit de proteine animale sau, bineînțeles, când este și o predispoziție genetică. Da, au o anumită vârstă preferată aceste pietre, mă refer la categoriile de vârstă, de exemplu copii, adulți și așa mai departe. Cine sunt mai mult predispuși pe lângă ceea ce ați menționat? Cei mai predispuși sunt persoanele, să spunem, de vârstă activă, adică de la 30 până la 60 de ani. Bineînțeles, se întâlnește și la copii, dar atunci când este vorba de o malformație congenitală sau o predispoziție genetică, dar mult mai rar, dar de obicei sunt persoanele active de muncă de la 30 până la 60 de ani și în unele studii arată că mai preponderent în legătură cu dereglările hormonale pot fi femeile mai des paciente cu urolitează decât bărbații. Foarte interesant. Chiar nu știam statistica asta. Vreau să vă întreb și despre faptul care sunt primele simptome, de exemplu, pentru că, na, ați menționat despre categoriile de vârstă, e bine știut că după 30 viața e un pic altfel. Totuși, care sunt primele simptome, cum ajungem să ne dăm seama? Pentru că în faza inițială, bănuiesc că nu le simțim, nu ne dăm seama exact ce avem, ce ni se întâmplă. Și atunci simptomele pot apărea pe neașteptate. Brusc, niște dureri violente în regiunea lombară, cu iradiere spre coapsă, care pentru prima dată le-a avut pacientul, ceva neobișnuit, care sunt niște dureri specifice, pacientul nu-și poate găsi locul și nu se alină dacă se așează într-o anumită poziție sau într-o anumită situație. De obicei, sunt
cupate sau ajutate dacă ia un spasmolitic. De obicei toți au acasă noșpa sau spasmoverin, ceva care îi ajută. Aceasta e atunci când... E o soluție când, temporară. Da, atunci când e vorba de niște pietre care, să le spunem așa mai simplu, s-au pornit să fie eliminate. Ele au trecut din rinichi în ureter și atunci provoacă această durere numită colic renal. Sunt situații când se formează pietre mari care pacientul nu se manifestă prin așa dureri violente, doar niște dureri surde în regiunea lombară, care uneori pot fi asociate cu febră atunci când se asociază și o infecție urinară. De aceea, schimbări în analiză de urină, un miros specific a urinii sau observarea schimbării culorii, poate fi o urină mai brună, mai întunicată, ne poate vorbi că sunt celule sanguine, eritrocite în urină, care sunt cauzate de faptul că calculul, mișcându-se în bazinetul renal, traumează mucoasa renală și se începe a sângera, să spunem așa, și apar celulele de sânge. Când apar toate aceste semne, neapărat trebuie să adreseze la medicul, bineînțeles cel mai bine la un medic urolog, dacă nu e posibil, măcar la un medic de familie, un medic pentru a face careva investigații de rutină și a stabili următoarea tactică. Până la anumite analize, mi se pare că culoarea urinei ar fi unul dintre primii indici, pentru că nu toată lumea ajunge, și discutam cu domnul Botar la un moment dat, zic că nu fiecare dintre noi, atunci când are o afecțiune sau vrea să meargă la medic, tocmai ia decizia potrivită de a merge la medic. De asta este foarte important să monitorizăm starea de sănătate. În acest caz, venim la medicul de familie sau mergem direct la o ecografie, la medicul urolog, la domnul Botnar, să ne spună care este tratamentul și ce trebuie să facem? Bineînțeles, atunci când se întâmplă așa situații, dacă e o durere violentă și nu poate fi cupată, bineînțeles, trebuie solicitat ori ambulanța, ori adresat la serviciu de urgență, dar ideal ar fi să adreseze pacientul la medicul urolog, bineînțeles, dacă este în localitatea sau pe sectorul unde dumnealui se deservește sau trăiește. Dacă nu, atunci măcar la medicul de familie pentru a-l ghida în necesitatea de a face investigațiile cuvenite și de a iniția un tratament corespunzător, ulterior efectuând o programare sau o vizită și la medicul specialist. Da, aceste dureri de care ați menționat un pic mai devreme, că mi-a scăpat să vă întreb, pot fi asociate cu anumite dureri în zona de spate, de exemplu, nu știu, bun, am depus efort fizic astăzi, poate mă doare un pic spatele, mușchii, șalele, tot ce mai este acolo în zona aia, mai simplu vorbind, în termeni simpli. Pentru că sunt mulți oameni care s-ar putea să le confunde și atunci recurg la ideea că, uite, merg, de exemplu, mi-am luat un unguient de la farmacie, că așa mi-a zis vecina, din păcate se întâmplă. Acești oameni ar trebui totuși să iau atitudine ca să nu ajungă la anumite probleme mai grave? Durerile de spate și durerile de rinic, de dureri de colic renală, pot fi ușor deosebite una de alta, deoarece durerile de spate de obicei apar după un efort fizic, pot fi după o suprăceală și ele se accentuează atunci când pacientul face careva mișcări. Încearcă să se aplece, încearcă să lege șireturile sau când se ridică de pe pat, de pe scaun, simte brusc această durere. Durerea de rinic e altfel, este o durere permanentă și este independentă de faptul că faci mișcare, nu faci mișcare, te ridici, nu te ridici și este o durere specifică, pentru că dacă până atunci a mai avut careva dureri de spate și pentru prima dată are această durere, va observa că e ceva specific, ceva neobișnuit. E o durere care merge din partea rinichilor, așa de aici, din spate și iradiază spre organele genitale atunci când este o durere violentă, o colică renală. Bine de știut, pentru că de-aia și ziceam să facem claritate, unii oameni le pot confunda și atunci te trezești că e cu totul o altă problemă, din păcate. Sănătatea tuturor e bine în lucru, dar totuși ar fi bine să avem grijă de ceea ce suntem noi, de fapt. Tratamentul, cât timp poate dura în funcție, evident, lucru de, dar spuneați, poate fi și medicamentos, dar se poate ajunge și la intervenții în unele cazuri. În ce cazuri? Bineînțeles, tratamentul este foarte diferit în funcție de dimensiunea pietrelor, dimensiunea calculurilor, de localizare, în dependență de structura chimică. De aceea, tratamentul trebuie prescris anume și recomandat de un specialist urolog după ce sunt făcute investigațiile. Este tratamentul medicamentos, care este un tratament în special bazat pe formule de medicamente fitoterapeutice, diferite extracturi de ierburi cu scop de expulsiv, de dizolvare a calculurilor și medicamente spasmolitice cu scop de a dilata ureterul pentru a facilita eliminarea calculului. Atunci când calculul nu se elimină, persistă, atunci se trec la metodele
să spunem, intervenționale. Din fericire, astăzi medicina, în special urologia, a progresat destul de mult și sunt metode minim-invazive, endoscopice. Dacă acum 10-15 ani cele mai frecvente intervenții erau deschise prin incizii mari, agresive, cu o perioadă îndelungată de recuperare, acum toate se fac prin orificiile naturale ale organismului sau prin careva puncții mici, minim-invazive asupra rinichiului cu manipulații, destrucții de calcul cu laser, energie hidraulică, energie ultrasonică și este o recuperare mult mai rapidă. Cum ar veni, sunt toate posibilitățile, este important să ne adresăm la timp medic. Eu vă mulțumesc pentru aceste informații, dar ultima întrebare, vă rog tare mult, cum am putea preveni, dacă am putea să o facem, dacă există un astfel de lucru și de câte ori trebuie să mergem la medicul urolog pentru o investigație proprie? Deci vrem să venim simplu o dată în an, o dată în jumătate de an, nu știu, habar nu am. Prevenția cea mai simplă a urolitiazei este o hidratare adecvată, un consum de 2 litri de lichide pe zi. Asta este important pentru că urina este o soluție de săruri. Analogie cu saramură pentru murături sau pentru când se face saramură, dacă pui prea multă sare și apă, e puțină, sarea nu se dizolvă, se depune. Analogie fix așa se primește și în urină. Dacă nu îi ajunge apă unde se dizolvă serul acestea, ele se depun și se formează cristale din care se dezvoltă pietre. De aceea, dacă fiecare va consuma măcar 2 litri de lichide pe zi, deja este un factor important. A doua este o alimentație diversificat. Să nu fie doar abuz de alimente, produse animale, proteine animale, carne sau doar produse vegetariene, pentru că și așa și așa sunt factori care pot duce la dezvoltarea de litiază. Trebuie să fie un echilibru în toate tipurile de alimentație. Și, bineînțeles, un control o dată pe an. Eu cred că dacă pacientul nu are careva probleme, o dată pe an este suficient pentru a face un control la medic urolog, inclusiv și pentru doamne și pentru domni. Pentru domni, în special, după 50, este, putem spune ceva, un obligator să-și facă o tradiție o dată pe an, să aibă medicul sau urolog la care să vină să facă un control de rutină. Și mai cu seama că nu durează mult și nu e o procedură tare complicată. Bineînțeles. Pentru că știu că medicii sunt mereu predispuși cu simțul umorului și sunt gata să ne ajute mereu. Vă mulțumim tare mult pe această cale. Eu aș mai fi avut tare multe întrebări la acest capitol ca să facem mult mai multă lumină, dar vă așteptăm să reveniți în platoul Telemagazin și să discutăm, pentru că sănătatea este importantă și trebuie să stea în capul mesei de fiecare dată. Vă mulțumesc. Mulțumim tare mult domnului Botner pentru aceste informații.